Ah, asta e mașinuța mea preferată. E galbenă. Oh, nu! Ești bine? Ah, mă doare burtica. Păi? Trebuie să merg la baie. Oh, nu e bine. Hai să ne grăbim. Am reușit. Așează-te aici. Nu pot. Ah, corect. Acum e mai bine? Nu, tot nu pot. Știu. Poate dacă fac asta ți-e mai ușor. Nu știu să folosesc toaleta. Știu, mă întorc imediat. Grăbește-te. Poate pot face asta. Fix de asta aveam nevoie. Asta o să-l ajute pe Jake. Cum se folosește chestia asta? Nu așa. Stai puțin. Fac tot ce pot. Ce amuzant arăți. Ce rea ești. Nu-i bai. Te ajută prietenul meu. Wow, dar cum? Mai întâi trebuie să-i dau ceva de mâncare. Îi este foame. Wow. Mănâncă tot. Apoi merge la toaletă. Ah, deci așa se folosește. Mănâncă tot. Și apoi merge la baie. Grețos. Dar informativ. Acum știu cum să folosesc toaleta. Ia să vedem. Wow, eu trebuie să plec. Mersi, pa, pa. Funcționează. Ce moale e. Ce simpatic e curcubeul ăsta. Alo? Aș fi vrut un tort adevărat. Hei, ai spus tort? Ia uite. Wow, super. Seamănă cu jucăria mea. Aș fi vrut un tort adevărat. Are gust de cauciuc. Ce amuzant ești. Ah, am uitat ceva. Mă întorc imediat. Se pare că am rămas singuri, tortule. Ce păcat ar fi să te guste cineva. Doar o bucățică. N-o să știe nimeni că eu am făcut asta. Vino încoace. Ce faci? Nu e ceea ce pare a fi. Am văzut o muscă pe tort și... Abia aștept să-l mănânc. Era să uit ceaiul. Nu am nimic cu tine, tortule. Vreau doar să te mănânc. Serios? Ai clar o problemă. Știu, poftim. Nu pot să te las singur deloc. Dă-o încoace. Nu te atinge de el. Glazura, crema, le vreau pe toate. O cană de ceai și o felie de tort. Tortul meu! De ce? Nu știu despre ce vorbești. Poartă-te normal. Tortul tău e acolo, uite. Încerci să-mi spui că ăsta e tortul meu? Normal. Uite curcubeul și tortul. Nu-mi vine să cred că ai făcut asta. Am o idee genială. Da, o să funcționeze. O să am nevoie de astea. Ce bun e. O să iau curcubeul și tortul de jucărie și o să le lipesc. Apoi o să le pictez ca să arate ca tortul meu. Arată delicios. E timpul pentru răzbunare. Hei! Asta e pentru tine. Serios? Wow, ce zi! Cred că a stat prea mult la cuptor. Încearcă să-l mănânce. Așa-i trebuie. Nu e cel mai reușit tort. Eww, ce mizerie e aici. E plin de lucruri rămase de la petrecere. Și ghiveta e plină de vase murdare. Da. Hei, jucăm piatră, hârtie, foarfecă. Și cine pierde face curat. Da, ce tare, am câștigat. Of, bine. Lasă-mă să fac o listă cu ce am de făcut. Trebuie să strângi lucrurile astea uitate de invitați. Și nu uita de gunoi și de resturile astea. Aici avem, evident, o ghiuvetă plină de vase murdare. Hei, ia uite, o umbrelă. Wow, ce de jucării, puppet. Acum trebuie să le aduni și pe astea. Ia, prinde. Fiu, ce de treabă. Trebuie să mă hotărăsc de unde încep. Stai, ce spun notițele astea? Ah, lista asta nu e deloc organizată. Și de ce sunt atât de multe popituri pe listă? Ia stai puțin. Cred că mi-a venit o idee genială. O să tai jucăria asta și o să extrag o coloană. Apoi o să pun niște lipici fix aici. Iar deasupra o să lipesc bucata de popit. Perfect!
Fix asta vreau să obțin. Acum o să pun suportul ăsta pe ușă și o să prind de subt lista cu ce am de făcut. Ok, acum sunt gata să mă apuc de treabă. O să încep cu vasele pentru că sunt cele mai murdare. Așa, acum strălucesc toate. Am terminat și acum pot să apăs pe pop-it. Urmează să strâng gunoiul ăsta. Da, am strâns paharele și jucăriile pop-it. Wow, au rămas pălării de petrecere peste tot. Și am terminat și cu paiele și șosetele. Acum bucătăria e iar curată. Ok, o să începem prin a face curățenie. Sper să nu găsesc păianjen pe aici. Când ai șters praful ultima dată? Trebuie să dorm puțin. Impecabil. Serios? Dă-mi perna aia. Hei, foloseam aia. Nu mai dormi. Ia de aici. Da? Oprește-te, încerc să te ajut. Uite cum arată camera asta. Arată mai rău ca înainte. Dar am o idee. O să lipesc banda asta LED de perete. Și aici. O să arate genial. Îmi trebuie niște scoci dublu adeziv. Ce ușor a fost. Urmează partea distractivă. O să lipesc umplutura pernei de scoci. O să acopere complet banda LED. Ce pufoasă e. Am ceva pe față? Mersi. Voila! Wow, ce e asta? E un nor luminos. Emană pace și relaxare. E frumos foc. Wow, ești genială. Abia aștept să te văd. Stai puțin. Hei, ce faci? Ia asta. De ce? Mă gândeam să facem un picnic în parc. Ok. Hai să luăm niște gustări. Astea sunt perfecte. Iau eu sucul. Asta-i tot. Cred că putem pleca. Hai să mergem. Ce distractiv o să fie. Poate ar fi mai bine să stăm acasă. Cred că da. Te-ai uitat la prognoză. Stai așa. Nu e prea încurajator. Vremea nu e deloc bună. O să fie frig? Foarte frig. Serios? Foarte frig. Mi se pare că-l știu de undeva. Atunci facem un picnic acasă? Am bidonul ăsta de apă? Și eu am o instalație luminoasă. Hai să trecem la treabă. Ia un bidon mare de apă. Desfăi capacul, adaugă-i lipici fierbinte pe exterior, ca în imagine. Ia niște vată și apasă-o peste lipici, pentru a se fixa bine. Apoi, bagă în bidon o instalație luminoasă. Oh, arată bine! E uimitor! Ce romantic! Măcar vremea asta e controlabilă! Hei, ce faci? Wow, ce păr ai! Îmi place mult cum l-ai aranjat! Ha? Ia ce faci aici? Hei, uite, am un skateboard nou! Ce naiba? Acum e atent la ea și nu la mine! E timpul pentru un strop de magie cu unicorni! Da, mersi, am decorat-o! Wow! Ce s-a întâmplat cu placa mea? Da, a funcționat perfect! Nu mai e impresionat de ea! Ea e de vină! Asta da provocare! O să o învăț eu minte! E timpul să le decorez placa mai bine ca înainte! Am început cu roșu, dar asta nu va fi singura culoare! Da, arată super! Acum am nevoie de altceva! O să adaug niște spumă de ras! O să arate super! Ok, e bine! Acum urmează vopseaua neagră! O să acopăr toată placa cu negru! Ok, acum o să clătesc spuma de ras. Apa o spală complet. Gata, e curată, placa e gata. Hei, ia uite cum arată acum placa mea de skateboard. Nu cred, cum ai făcut asta? Pa! Ce placă interesantă! Trebuie să-mi spui cum ai făcut-o. Ce cald e! Nu-i bai, te rezolv imediat. Vrei un suc? E perfect. Ce bun e! Ups! Ce neatentă sunt!
Ce bine era dacă aveam o masă. Noi bai, săptămâna trecută am scăpat tăieței pe jos. Apropo de tăieței, știu un restaurant super la care ar trebui să mergem. Lipsește ceva. Nu. Ia cine e? Ar fi bună o masă. No. Mai putea ajuta. Aha, știu. Hei, puștule, îmi dai tricicleta ta? Îți dau în schimb ciocolata asta uriașă. Ia-o. Deci mi-o dai? Nu. Știi să negociezi. Ce zici de un telefon nou? Super. Dă-mi tricicleta. Ok, asta e ultima mea ofertă. Sigur. Wow, ce se întâmplă aici? Dă-l încoace. Dă-i tricicleta domnișoarei. Cu plăcere. Ce familie minunată. Să trecem la treabă. O să colorez tricicleta cu vopsea la spray aurie. O să arate mai elegant așa. Trebuie să o acopăr complet. Și roțile. Trebuie să aștept să se usuce vopseaua. Apoi o să pun o bucată de sticlă deasupra. Și am obținut o măsuță distractivă. Cred că o să comand niște tăieței. Niște... Hei, ce-i asta? Wow, am o măsuță de cafea. Arată extraordinar. Stai. Avem nevoie de niște gustări. Am adus niște popcorn. Nu-mi vine să cred că n-am mai folosit până acum o măsuță de cafea. Deci, restaurantul ăsta cu tăieței o să-ți placă. Nu-mi vine să cred că în seara asta e balul liceului. Ok, trebuie să-mi aleg ultimele accesorii. Parcă aș fi un coș cu fructe. Nu se potrivește deloc. Zici că am draperiile bunicii la urechi. No. Balul ăsta va fi un dezastru. Nu o să-mi găsesc niciodată cerceii potriviți. Ce mă fac? Fluffy, ce ai făcut cu papitul ăsta? L-ai distrus complet. Stai puțin. Ar putea fi fix ce-mi trebuie. O să tai o bucată din jucăria papit. O să-i pun niște sârmă. Și repet procesul cu o altă bucată. Și am obținut cercei papit. Arată extraordinar. Clar o să fiu aleasă regina balului. Oh, Fluffy, te-aș lua cu mine la bal dacă aș putea. Dar cred că trebuie să te speli pe dinți mai întâi. Ok, e timpul pentru un look fabulos. Fugi, ne-au dat ploaia. Cred că s-a oprit. Ce bine. Da, a plouat rău de tot. Oh, nu, tabla mea de șah e complet distrusă. Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla așa ceva. Știi ce? Stai aici, mă întorc imediat. La naiba. Așa, sunt aproape gata. Trebuie doar să izolez zona. Mănuși, sunt gata. Să trecem la treabă. Mi-am ales matrițele și acum o să adaug niște scrivici în amestecul ăsta. Ok, acum o să încep să-l torn în matrițe. Nu prea mult. Acum trebuie să mai prepar o nuanță. Cred că una mai roșiatică. Și, evident, o să mai adaug și sclipici. Ok, bun, acum o să torn amestecul în a doua matriță. Perfect, acum trebuie doar să le las la întărit. Și cred că sunt gata. Da, se scot ușor, arată super. Acum trebuie să fac mai multe. Începe să arate a tablă de șah. Acum am nevoie de rășină transparentă. Pare a avea consistența potrivită. O să-l torn în matriță. O să umplu tot pătratul ăsta mare care conține pătrățelele făcute deja. Și trebuie să am suficient de multă rășină. Ok, am umplut toate colțurile, pe excepția ăstuia. Da, e gata! Wow, ce bine arată! Hei, nu mai fi trist! Ți-am făcut o tablă de șah nouă! Tu ai făcut-o? Pentru mine? Wow, e foarte tare! Hei, vrei să jucăm? Vrum, vrum! Oh, nu! Un accident! Bip, bip! Ah, ce drăguț e! Hei, dă-te la o parte! Dă-mi ăsta! Trebuie să mănânci micul dejun! Ok, am ăsta! Trebuie să mănânci, scumpule! Nu, vreau să mă joc! Brum! Am spus nu! Mănâncă tot și o să-ți iau astea! Ah, că, ce grețos! Oh, aș putea folosi ăsta! Brum, sunt șofer de curse! Ha-ha, sunt cel mai bun șofer! Are gust bun, scumpule? Oh, nu! Ce ai făcut cu deliciosul mic dejun pe care ți l-am pregătit? Nu e bine deloc! Ah, știu! Mulțumesc! Asta o să rezolve problema.
Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme. Acum nu mai poate vărsa nimic. Wow, ce-i ăla? Vreau! Stai puțin, scumpule. O să-l umplu cu ce i-am pregătit lui Jake la micul dejun. Super! Poftim! Oh, cum arată! Mersi, mami! Cu plăcere! Gata cu mizeria! Ce mult îmi place! Ți se face foame când ești cel mai bun șofer! Trebuie să mănânc rapid! Vroom! Of, ce plictisitoare sunt jucăriile astea! Vreau să fac ceva distractiv! Oh, hei! Alea sunt papituri! Alege unul! Pe care? Nu vreau să mă joc cu papituri! Ești greu de mulțumit! Trebuie să găsim ceva! Știu! Ce zici de... tuburi extensibile? Oh, dă-le încoace! Ce mult se întind! Wow! Ha, mai vreau! Oh, ce lung e! Unde a dispărut? De ce nu le încerci pe astea? Cu paie? Dar fii atentă! Mai întâi tai partea de sus, apoi pe cea de jos. Poftim! Mini tuburi extensibile! Wow! Iale! Mă simt uriașă! Ce mult se extinde! Ce distractiv e! Da, chiar e! Mai iau unul! Acești doi unicorni au fost de acord să se căsătorească în fața noastră astăzi! Te iubesc! Ah, vai de mine! Ce emoționant e! Dacă nimeni nu se opune acestei uniuni, puteți face schimb de inele. Inelul, corect! Ah, vai de mine! Unde e? Eram sigur că l-am pus în buzunar! Hei, am o urgență! Nu am inelul la mine! Ce se întâmplă aici? A? Vai de mine! Nu are inelul la el! Stai puțin, găsesc imediat o soluție! Nunta mea de vis se va transforma într-un dezastru! Trebuie să pot face ceva! Colierul meu! Stai puțin! Am niște mărgele și o placă de păr. O să pun niște hârtie de copt peste zonele fierbinți. Super! Acum o să aliniez mărgelele în culorile curcubeului. Și o să le încălzesc cu placa. Așa! Mărgelele încep să se topească de la căldură. Perfect! S-au topit și s-au aplatizat. Acum le pot da forma de inel. Ce bine arată! Acum o să mi le pun pe degete. Gata! Arată foarte bine! Toate mi se potrivesc perfect! Sunt genială! E timpul să salvez nunta asta! Poftim! Da! Gata! L-am prins! Wow! E un inel în culorile curcubeului! Excelent! Ok, acum am inelul. Stai să ți-l pun pe deget. Ți-am spus că n-o să te dezamăgesc. Gata! Acum sunteți soț și soție! Woohoo! Dansăm la petrecerea de nuntă! Ce DJ talentat! Ce bun sunt ursuleții ăștia gumați! Hei! Uite ce trofeu am câștigat! Ha-ha! Îți vine să crezi? Nu e așa că e extraordinar? Ești impresionată? Da, sunt! Uite, poate fi umplut cu ursuleți gumați! Poftim? Nu! Ce bun e! Uite pentru ce am câștigat trofeul! E pentru cel mai bun scafandru! Eu! Eu sunt cel mai bun scafandru! Oh, wow! Am înțeles acum! Ce tare! Și chiar voiam să-ți dau ăsta! Wow! Ce vreloc extraordinar! Tu l-ai făcut? A fost foarte ușor de făcut! Am folosit o punguță de plastic în care am pus niște scoici mici. Apoi am adăugat niște rășină epoxidică bleu. Am turnat-o direct în punguță peste scoici. Parcă ar fi apa oceanului. Ok, cred că e suficientă. Apoi am așteptat să se întărească. Gata! Apoi am dat jos punguța de plastic. Și apoi am adăugat brelocul în sine, evident. L-am prins de colțul superior și... voilà! E gata! Uite, se potrivește la fix prins de toarta trofeului. Oh, wow! Acum trofeul meu arată și mai bine. Ai dreptate! Ce zi extraordinară! Mulțumesc mult, scumpa mea! Ce prostie! Vreau niște jucării noi. M-am plictisit îngrozitor. Trebuie să rezolv situația asta. Hei, puiule, ești bine? No. Vrei să ne distrăm puțin? Cu niște scoci? Fii atentă puțin. O să lipesc o bucată de scoci de covor. Apoi încă o bucată aici. Nu mai am nevoie de asta. Ce părere ai? Arată interesant. Ce e? E o pistă de curse. Și am de gând să câștig. Nu cred. Eu am cea mai rapidă mașină. Ești gata? O să fie floare la ureche. Da, sunt gata. Și start! Hai, prinde viteză. Nu trișa! Suntem la egalitate! Atenție! Trenul! Nu mă pot uita!
Cred că o să reușim! Wow! Ai văzut ce fază? Wow! Ce tare a fost! Hai să mai facem o cursă! Ce-mi place jocul ăsta! Hai, mai am puțin! Poftim, scumpa mea, niște cacao cu lapte? Nu, mersi, tată, am asta! Ah, dar bine, nu mai contează! Ah, da, te-am prins! Uite ce am găsit, vrei să ne jucăm? Serios? Sunt ocupată, tată! Ok, concentrează-te! Vrei să dăm câteva pase? Tată, sunt concentrat aici! Sigur, scuze, scumpa mea! Ce s-a întâmplat? E ok, nu-i bai! Tasta W? Care e? Nu, de ce am pățit așa ceva? Ce-ai pățit? Lasă-mă să văd ce și cum. Ah, deci asta e problema. Ce faci acolo? Tată? Ăsta e momentul meu de glorie. Wow! Dă-te la o parte! Mă ocup eu! Folosește un stilou 3D pentru tastele decolorate. Acoperă tastele cu lipici de sus în jos. După ce primul strat s-a întărit, desenează litera cu alb. Ce scris frumos! E ca nouă! N-arată prea rău! Ia să vedem! Ah, mă simt ca în vremurile bune! Wow, te pricep, tată! Ce distractiv e să desenezi! Bravo, scumpa mea! Ce frumoasă e oja asta! N-am nevoie de asta! Au! Nu-i bai, scumpa mea! Ce gust bun au creioanele! Ai grijă, draga mea! Fii atentă ce faci! Pa, pa! Scumpa mea! Oprește-te! Scuze, mami! Bravo! Ce frumos arată! Arată delicios! Poate doar o bucătură! Poftim? Ce ți-am spus mai devreme? Îmi strici toată distracția! Nu-mi pasă! Nu le mai băga în gură! O să mă mișc rapid! Stai! Iarăși! Oprește-te! Nu mai faci asta! Ai înțeles? Mami vrea să-și facă unghiile! M-am săturat! Hai să ne înfruntăm! Uite ce am eu aici! N-ai curaj! Nu, dar o să-l fac să arate mai bine! Umple un vas cu apă, apoi toarnă ojă în el! Picură ojă în apă! Folosește ojă de diferite culori! Folosește-ți creativitatea! După ce ai terminat, ia un creion colorat și înmoaie-l în vas. Bagă-l în apă și acoperă-l bine cu ojă. Scoate-l din apă și vei obține un creion cu efect marmorat. Poftim, scumpa mea! Wow! Ce creioane elegante! Pot să le folosesc? Îmi place ăsta! Mersi, mama! Ah, cu plăcere! Cred că arată bine! Nu cumva să îndrăznești. Nu! Ups! Era cât pe ce. Bravo, draga mea. Nu mai am nevoie de culoarea asta. Ah, ăsta arată bine. Ah, ești așa adorabilă. Făcut în sfârșit curățenie. Hei, mama. Oh, suc. Ce bun e. Ah. De la ce ai urmele alea pe față? Ce urme? A, nu-i mare lucru. Stai așa, o să-ți pun în plasture. Nu o să te doară deloc. Mamă, oprește-te. Serios, mamă? A, știu. Pune un plasture pe o suprafață orizontală. Desenează ceva pe el. Fă un desen cât mai atractiv. Apoi colorează-l. Ce bufnițe simpatice! Mai am puțin!
gata cu plastrii plictisitori. Wow! Ce bine arată! O să mi-i lipesc pe față. Da, sunt super! Cum arăt? Wow, ce interesant sunt! Mersi, mama! Ești cea mai tare! Ce articol interesant! Cine-o fi? Bună, un colet? Mersi! Ah, e cadoul pentru Gina de ziua ei! Ce cutie elegantă! Sper să-i placă! Ah, parcă văd ce uimită va fi! E o cană drăguță! Toată lumea o să te invidieze! O să păstreze toată viața cadoul de la mine! Mă pricep atât de bine la asta! Ia să văd rapid cum arată! Oh, nu! S-a spart! Ce dezastru! Ce mă fac? Îmi pare rău, Gina! N-am vrut să te supăr! Nu, nu! Asta e cea mai tare zi de naștere de până acum! Ce tari sunt jucăriile, Papit! Oh, nu! Vine încoace! Poate n-o să observe! Hai odată! Ce stresant e! Prinde-te la loc, te rog! Ultima bucată! Ok, arată mai bine! M-am săturat de asta! Am nevoie de mai mult timp! O să o ascund sub perna asta! Hei, tati! Gândește rapid! Fă ceva! Orice! Oh, wow! Un cadou! Oare ce conține? Păi, m-am gândit că... Adică... Abia aștept să-l deschid! Stai! Tati? Ce mult îmi place! Folie cu bule! Nu mai am nevoie de o jucărie, Puppet! Ah, ce distractiv e! Mersi, tati! La mulți ani, scumpa mea! O să arunc asta mai târziu. Ba mea! Ai nebunit! Husa mea arată mai bine! Ba mea! Nu! A mea! Ah, ba mea! A mea, a mea, a mea, a mea! Hei, ce faceți? Trebuie să mă așez în altă bancă. Ok, hai să-mi scot rechizitele. Vă certați în continuare? Uite cum arată! E simpatică! Nu e adevărat! Asta e mai frumoasă! Rock! Telefonul meu e prea simplu! Ok, mi-a venit o idee! Am nevoie doar de niște vopsea și de husa asta! Umple o secțiune din Puppet cu vopsea! Fix așa! Apoi, folosește culori diferite în fiecare secțiune. După ce ai terminat, bagă-ți telefonul în husă. Așteaptă să se usuce vopseaua și dă jos husa. Wow, a funcționat perfect! Fiți atenți! Wow, ce de culori! Transformă-mi și mie telefonul, te rog! Nu, transformă-l pe al meu! Îți voi face temele! Pe bune? Dă-i drumul! Huggy Wuggy e al meu! Uite ce ai făcut! Al meu! Ai văzut? Wow! Ce pufoși sunt! Ce frumos ai amenajat totul! Oh, ce luminițe drăguțe! Kissy-missy, credeam că te-am pierdut! Mersi! Monstrul are prietene! Iuhuu!